Salut, dragi prieteni, bine găsit un nou videoclip. În acest videoclip am să fac coliția mea de ponei. Inițial am vrut să fac anul viitor coliția mea de ponei, dar am zis că o fac și acum. Și poate că la anul viitor o să mai cumpăr încă doi ponei, nu știu sigur, rămâne de văzut. În fine, hai să ne vă arăt coliția mea de ponei și când o să mai cumpăr și ponei, o să... Anul viitor o să mai cumpăr și ponei și o să vedeți. Când data vă arăt ce am momentul de față. Păi eu am pe toate sparker cu articulații. Are inima pe picior. Pentru scanat în joc. Îmi plac foarte mult ponei ăștia ca o inima de pe picior. Pentru jocul Marta Pon Celebration sunt la mare căutare de mine. Așa că, da. Aici are semnul ei drăguț, cu niște stele. Zic că filmez cu briscă, se vede mai clar. Are vreo 20 de centimetri aici. Este coada împletită, deoarece ca să nu se încălcească, deoarece părul este foarte încălcit. Aici e tot așa, împletit ca să arate chic. Are ceva foarte fain și îmi place mult la ea. Apeși pe semnul drăguț și dă din aripi și din picioare. Și asta înseamnă că are articulații. Bun, hai să văd totuși din ce an e fabricată, dacă tot ne uităm și noi la anii fabricații. Bineînțeles, mai arată pony, un cod. O scrie un cod. Tot un cod. Da, deci din 2015 e fabricată. Și aici nu am nici eu, mai văd cei cu aici cu gaura asta ca o cheiță, mai din China oricum. Da, Hasbro e marca chinezească, așa că de asta e mai din China. Este între monei mei care am, care îmi plac foarte mult. Și este foarte cute. No. Ai pe le poți mișca și așa dacă vrei. Da. Să pun pe pauză, să văd următorul ponei în coliția mea. Următorul ponei e un ponei fake, dar îmi place foarte mult părul că e fin și mare. I-am dat și un nume fain, Orange Star, după semnul drăguț. După cum vedeți aici este o portocală și o stea, de aici mi-a și venit numele de Orange Star. Aici părul, după cum puteți observa, este foarte fin și moare. Și aici părul v-am pus aici. La grafă. Și aici coada e împletită. Ea nu-i fabricată nici e unde. Da, da, are centrală, are baia, ce ce baia, baia. Da. Deci, e foarte drăguță, are, am uitat să are capul mobil, dar nu-mi pot în momentul de față să arăt. Pentru că țin cu mână telefon și telefonul meu e destul de greu. Așa că, hai să vă arăt următorul ponei. Următorul ponei este Verity fără corn. Nu e așa de lung, că scrie că are doar 30 de metri pătrați și... Pe aceasta am primit-o. Nu și ceanta. Coada îmi place foarte mult la ea și îmi place foarte mult părul. Are scripici. Asta îmi place mult și are și aripi. Uitați semnul drăguț. Deci e Verity, Verity. Bine, nu e fabricată de Hasbro, dar e de altă firma care tot face așa ceva ca să arate ca ponei din Marta Pon. Din păcate aici pe răbuțe sau pe copite e un pic moldavă, dar mă gândesc cu timpul să vopsesc în alb. Cum o este Verity, de fapt, cum... E, o să vă și arăt. Pentru că, după cum puteți observa, ea a fost albă înainte, dar peste tot a fost dat odată cu pixul cu Carioca, din păcate.
și va trebui vopsită, dar nu știu dacă e de bun, așa că eu așa o să o las cum este. Pentru că trebuie să fii foarte atent și la păr. O cumpăr, poți da așa. Și e ok, dar nu. Îmi place foarte mult că este unică și mie îmi place foarte mult deci această Verity. Hai să văd următorul pony. Următorul pony este acesta. Nu știu ce nume să-i dau nici acum, dar o folosesc ca profesoară, deoarece este destul de înaltă și bună ca profesoară. Această pony a venit, acest pony dispune de setul cu păpușa de la Steffi Rob. Știți, poate că unii dintre voi știu despre ce mă refer aici. E produs de Simba Toys și atât că și pony și păpuș. Și păpușa o am, numai că știu dacă chiar aceea care venea cu acest pony. Deci aceea pare diferită. Da. Păi este foarte fain cu scripici. Și după cum știți, mie îmi place rotul mă scripiciu. Și are și scripici pe picioare, ceea ce este super tare. Și pe tot corpul. Nu, următor. Hai să văd următor pe noi. Următorul este un fel de dragon, unicorn, nu pot să descriu nici cum. Dată una mică, dar pune că, na, seamănă puțin cu Spike, cum de asta uneori și folosesc ca Spike. Părul, din păcate, este extraordinar de aspru. Lipsește capacul de la baterii. Nu funcționează partea electrică la el, că am încercat. Fabricat în 2000, după cum văd. În 2008. Mega Brands. Măcar e bine că e fabricat undeva și... no. Are copul mobil. Asta îmi place, vechi cu articulații. Și e foarte interesantă chestia asta cu articulațiile. No. Să trecem să bat un top în ei. Așa, mă, Topony este un fel de cadența fake, dar s-ar putea ca la nu să-mi cumpă o cadența originală, pentru că mi-e dor de mult, pentru că asta, din păcate, nu e originală, e Pony Custom, din păcate, dar o să păstrez și pe asta, pentru că e destul de drăguță. Da, deci vedeți că pune custom. Adică focul să arate ca... cadența, da, da. Astea sunt aripile. Are și un pic de păr. Da. Nu scrie absolut nimic pe aici. Nu se știe nici de cine e făcută, dar mi se pare de răbuță totuși. Următorul pony este și în același timp și păpușă, este fata Shy Crestia Girls. De mult am vrut să vă arăt că i-am schimbat rochia, deoarece rochia actuală era ruptă, într-o parte. Și, no. Și pe aceasta îmi plinut, tot ce păr frumos are. Și asta îmi place atunci că e cu articulații. Părul e foarte fin. Din păcate lipsesc încălțările și după cum am documentat uitându-mă pe niște site-uri cu care se comercializa această păpușă, erau niște sandale cu toc, care din păcate lipsesc și niște aripare. Dar eu accept așa cum este, mie îmi place foarte mult de aici această păpușă. De mult mi-am dorit o păpușă cu ăsta Girls, așa cum mă bucur că am. Este foarte drăguță. Fata Shy, după cum se și vede, fabricat de Hasbro, din păcate...
No, punem pe pauză, vă luăm topănii. Sunt aici. A, se va și ochea veche a lui frate, așa. Asta este, era un fel de tutu, după cum se și vede până. Da, pe aici e un pic ruptă. Dar poți să te uitați ce fain ai. Da. O să adun puțin până ei. Pe bordă când apare fiumul. Și acum să vă arăt continuarea. Asta e a doua cutie pentru ponei mici. Ca acolo v-am prezentat ponei mari. Așa. Dacă să-mi dau și mână, e foarte greu. E bine că i-am mai folosit, că mie astea stătut. Nu pricep de ce, în fine. Deci trebuie să pot să spun ei, așa că... Dragi prieteni, dacă vreți, scrieți-mi niște idei de seriale pe acolo, pentru că vreau să-mi folosesc ponei, să nu-i abonez, dacă abonez, o să-i mea sură părul. Și nu vreau asta, că ținul și eu a ponei mei. Na, asta este un ponei care habar nu am, ce nume să-i dau și în ziua de azi, dar vorbit cu o sis de-a mea, și sis a zis să îi dau numărul de Katie. Și cred că așa și rămâne, Katie. Eu numele de... am... deci numele ăsta o voi vota de Katie. Pentru că eu nume... sau Kate. Nume de Kate, pentru că îmi place un nume de Kate. Așa că așa rămâne. Da, și voi ce păr frumos avem. Și cam niște culori la curcubeului. E din generația a doua din Mare Toponi. Asta este pe rapen vremul pentru un joc. Inima. Ceea ce este un semn cu lopată drăguț. Fabricată de Hasbro. Magnet. Scrie Mare Toponi. Cred că o să cumpăr și anul viitor până de ăștia cu magneți. Că deja am început să îi îndrăgesc. Dar să vă arăt șmecheria. Poate nu ați văzut cum se face. Uitați, deci îl puneți așa și nu pică de niciun fel. Poate suprafață metalică. Ceea ce e super tare, genial. Ceea ce și îmi place foarte mult cum a fost creată acest pony. Deci e super tare. No, hai să vedem următorul pony. Următorul pony este Trixie Ruramon. Și de ea îmi place foarte mult, că are foarte mulți clipici și un semne cu stele. Părul este foarte fin. Eu recent i-am pieptănat, numai că n-am reușit să mai pieptăn. Bun. Uitați cornul. Aceasta am primit-o de Crăciun anul trecut. Asta vă așa ne uităm puțin dacă vrea să ne dea un an. Acolo scrie Mare Toponi, dar se vede că am făcut eu. 2... Nu o să ne arăta, nu? Și Mare Toponi acolo. Acolo, dar se vede că am făcut eu. Cu un cod. Din păcate nu vrea să arate. Nu scriu niciun an, ceea ce e ciudat. Bun, aici vedem și noi semnul drăguț are costea și o baghetă magică și o lună. Aia îmi place că are cel mai fin păr, un păr foarte, foarte, foarte fin și e stabilă, deci nu are probleme cu căzătură. Chiar dacă un picior puțin ridica, da, e stabil, ceea ce e super.
ați vrea tu-mi propune. Propune este așa zisă de mine prințesa Rainbow Dash, datorită că are aceeași culoare ca și Rainbow Dash. Uita și coada, cam nu știu ca de obicei mi se tot prinde coada ei de picioare, știu de ce. Are niște aripi care le poți deschide cu mâna, dar trebuie să fii foarte atent să nu le rupi. Așa, și se pot trage înapoi. Din păcate au Medipix, pentru că asta am primit-o eu și cine a avut-o înainte tot îi dădea cu Pix sau cu Carol și din păcate, dar... Na, ce se face? Și a aterizat ca o prințesă și de asta... Na, lasă pe tu Motor Pony. Motor Pony este Pinkie Pie cu expresie mirată. Aceasta am luat-o anul acesta. Anul trecut, dacă nu mă înșel, pardon. Nu anul ăsta, mă rog să mă scuzați. Deci am luat-o anul trecut. Și uitați ce șmecher este. Și ochii și cum se mișcă cumva. Păsând pe semne drăguț. Care este foarte bine, ceea ce e super tare. Și și ea este originală. Motor Pony este Fluttershy Caponei. Este produsă de McDonald's, dar e destul de bună ca și calitate. Chiar dacă ai piciorul ridicat în sus, e stabilă și asta îmi place mult. Nu, motoare. Bine, acum eu am dat posolul, dar ea nu pică. Motor Pony este Pinkie Pie Pop deconstruit. Pansta am luat-o mai de mult. Ea este printre primii ponei mei originali. A costat doar 12, mi-am dat și aminte. Și aceasta are inima de pentru scanat în joc. Foarte faină și drăguță. Următoarea Pinkie Pie pe care o am este cea care venea de obicei cu Resistance. Aici are un coș de petrecere și un nas de crom. Este dintre preferatele mele și, după cum puteți vedea, sunt drăguț. Este cea mai bine construită și nu are probleme. Da, am să văd următorul. Următoarea este Rainbow Dash. Sunt drăguț, din păcate a fost făcut cu pizza, ce s-a dus cu timpul. Și... nu. Mai depis pe păr. Coada arată foarte bine și aceasta îmi place că e stabilă. Nu are probleme cu stabilitatea produsă de McDonald's și asta o victimă destul de mare. Asta încă bine. Acest ponei este un fel de Fluttershy. Păsem, nu? Drăguț. Și după cum puteți observa, s-a fabricat cu ochii așa mari. Nu înțeleg de ce. Dar cel mai popular pony este amorțul ăla care e ăsta, că și VG5, cea mai mare pony tubăriță îl folosește. Deci are mult pony de ăștia. Mâna aici sunt aripile, așa ziere din câte am văzut, din generația 3, adică câte m-am documentat eu. Deci este mai un pic mai nou, este 2009, ca am înțeles fabricația. Nu știu, Hasbro, dar totul e ceva, ceva. Pe din realitate, Fluttershy custom, mai cred. Dar vreau să ia, foarte tare. Mie îmi place și asta, mi se pare cute. Următoarea este o fel de toare Sparkle Junior. Coada i-am făcut-o manual deoarece lipsea. Și pe cealaltă mi-e foarte drăguță, are un păr doar părul ăsta și din păcate nu mai are păr, na, ce se face. Și am păzărit și ca să-i stere părul. Foarte cute. Nu scrie de ce mi-e făcut, dar e cea mai drăguță. O avem pe Rainbow Dash mai nouă.
Și asta arată mult mai bine, se și vede. Are mică scriitură pe aici, dar în rest arată impecabil. Și e foarte de cute. I-am pus coada cu silicon de orice tot tipica. Și da, nu. Asta să vă arăt următorul în colecție. Scuzați, asta are probleme cu stabilitatea, din păcate. Următorul pony care am în colecție este Rarity. Este în același timp mascota canalului și pony meu preferat. Am achiziționat de Polix odată cu ponyul cel vechi care v-am arătat, care am dat numele de Kate. Și aceasta necesită mici reparații la corn, deoarece este mici lipsuri, dar se poate repara. Asta este părul, foarte fin. Aici și părul la coadă. Și ce face ea foarte interesant, de pe acest și îndrăguț, dă pur și simplu în cap. Este fabricat în 2012. Da. Următoarea este Cheryl, profesoara din Kenta Rocks, dacă nu mă înșel, sau din Pony Bill. Este singura pony din colecția mea care i-am lăsat părul bogat, dar ca să fiu sincer, e o idee cam prea mare. Așa mi se întâmplă, deci ca să vă spun sincer, de ce arată părul în halul ăsta, păi, ca să vă spun eu sincer, părul, cum e faza cu părul, păi, mi s-a încălcit prima dată, după care am zis să împletesc și am decis să-i dispar părul și s-a întâmplat asta, pur și simplu. Deci vei cum este părul? Pur și simplu zici că a fost la un spectacol de rock și a cântat. Și aici este părul împletit în coadă. Și se și vede semnul drăguț acolo cu niște flori. I-am reparat o chestie că nu e stabilă și am pus un suport făcut manual de silicon. Motorul pony este pur și simplu Rainbow Star. Se pare că aceasta era dintr-o punguiță cu pony surpriză. Brian Beck, cum se mai zice? Brian Beck? Brian Beck, cum se zice în engleză. Are un portul coaz, seamnă lui cu Torres Sparkle, ceea ce e cute. Tot este Pinkie Pie ca bebelușă, generația a treia, bineînțeles, originală. Și ultimul pony din colecția mea este Plumet, care este cea mai rar pony din Marita Pony, este semnul drăguț și îmi place foarte mult că e cu scripici. Noc Scrianu, de original Marta Pony și asta e super. Cam asta este și cu acest clip, sper că v-a plăcut, știu a fost lung, dar sper că v-a plăcut pentru că mi-a luat foarte mult să editez. Și eu cumva mă să editez.